Klaus Iohannis ar fi fost propus pentru funcția de comisar european dacă liderii coaliției PSD-PNL nu ar fi modificat data alegerilor prezidențiale. O declarație făcută de europarlamentarul PMP Eugen Tomac la emisiunea Vocile care contează de la Euronews. Dacă PSD și PNL rămâneau pe calendarul pe care l-au convenit în ceea ce privește alegerile prezidențiale pentru luna septembrie, eu sunt convins că astăzi Klaus Iohannis era nominalizat. Pentru că exista, și nu am auzit-o de la București, am auzit-o din diferite medii internaționale. Din nominalizat pentru ce? Pentru un portofoliu european. Deci a existat această discuție în mod clar. În alt reprezentant unde, pentru Ucraina? Nu știm. Au fost mai multe scenarii. În orice caz, ce pot să spun este că a existat această discuție. În mod clar, ea a existat și în interiorul coaliției. Nu vor recunoaște niciodată. Pentru noi este foarte important ca pe portofolii care, unde avem interese legitime, ce țin de stabilitate și perspectivă de integrare mult mai rapidă, să avem un comisar care să înțeleagă mult mai bine lucrurile și, evident, să vină întâmpinarea lor.